Copiii de la grădinițele din județul Constanța au fost instruiți cum să se ferească de virusul hepatitei A în cadrul unor acțiuni distractive în care au dansat, au cântat și au desenat. Evenimentul a avut loc la inițiativa Direcției de Sănătate Publică Constanța, care a contactat Inspectoratul Județean în privința organizării unor acțiuni educative. Scopul a fost instruirea copiilor de la vârste cât mai fragede cu privire la importanța igienei pentru evitarea contactării diversilor viruși. Copiii au reușit prin joc să învețe că trebuie să-și spele mâinile, să aibă o alimentație sănătoasă, să facă mișcare. Toate acestea fiind elemente de bază pentru un organism sănătos, este foarte bine. În cadrul proiectului au fost premiați preșcolarii care au realizat cele mai frumoase desene tematice și care au scris cele mai inspirate mesaje. O idee mică care a ajuns un lucru foarte mare. O idee mică însemnând un fapt banal și trist, un copil de grupă mică bolnav de hepatită și reacția grădiniței, a cadrelor didactice, a cadrelor medicale, a Direcției de Sănătate Publică, a Inspectoratului Școlar și toate aceste lucruri alături de Asociația Logopezilor din România, cu filiala din Constanța, au reușit să creeze un eveniment foarte mare care înseamnă educația pentru sănătate, educația pentru schimbare, educație pentru copii sănătoși și fericiți. Pe lângă elevi au fost premiați și directorii grădinițelor care au participat la program și care au reușit să-i facă pe micuți să trateze evenimentul cu interes maxim. Suntem bucuroși să fim alături de Inspectoratul Școlar împreună cu Direcția de Sănătate Publică pentru a susține realizarea sub o altă formă, dacă putem spune așa, o formă frumoasă, o informație aridă, transmiterea informațiilor legate de hepatita A copilașilor mici de vârstă preșcolară și școlară, transmiterea acestor informații prin transpoziții didactice, sub formă de joc, magia culorii, de dans. Organizatorii speră ca micuții să înțeleagă importanța de a se menține sănătoși, pentru că odată cu înaintarea în vârstă să poată acționa în acest sens și să transmită mesajul mai departe.